Dacă nu vreți să ajungeți într-o asemenea situație sau să fiți în pielea acestui șofer, țineți cont de câteva reguli. Să ține minte că iarna nu-i ca vară. Acestea fiind spuse, unul dintre cei mai cunoscuți instructori auto din capitală ne-a dat câteva sfaturi importante. Mai întâi ne-a arătat portbagajul model pe timp de iarnă. Ar trebui să fie antigelul care este împotriva înghețului, a motorului sau supraîncălzirii sau coreziunii, lichid pentru spălarea parbrizului, o racletă, un hârleț, niște nisip, da, și niște lanțuri care vor ajuta foarte mult în momentul când pe carosabil este o stradă de zăpadă foarte consistent. Și desigur, nu vă mișcați din loc fără cauciucuri de iarnă. Iată cum ne pornim corect pe ghețuș. Pentru a nu rupe aderența pneului cu zăpada, este binevenit ca să ne pornim doar din ambreiaj. Iată în felul următor, da? Observați? Deci eu nu folosesc acceleratorul. Pornirea este posibil. În momentul în care vom accelera, ia uitați. Derapăm. Și ne-am pornit. Viteza trebuie să fie cât mai mică, iar distanța dintre mașini cât mai mare. Regula de aur atunci când circulați pe un carosabil unecos este să nu faceți mișcări bruște. Mai exact, asta înseamnă nu frânați brusc, nu accelerați brusc și nu schimbați subit direcția de mers sau banda dacă sunteți în oraș. De altfel, mașina o ia în direcția nedorită, dar dacă tot ați derapat, iată cum trebuie să vă descurcați. Întotdeauna virăm în direcția derapajului. Ați derapat în partea dreaptă, deci virăm tot în partea dreaptă. Procedăm diferit dacă mașina are tracțiune pe față sau pe spate. Dacă suntem cu tracțiune pe față, accelerăm. Ne e esențial. Dacă derapăm cu tracțiune pe spate, reducem acceleratorul. Frânăm mai mult cu ajutorul motorului. Deci, dintr-a treia, din una superioară, vom schimba viteza a doua și simțim cum autoturismul automat singur a încetinit. Dacă frânezi brusc, tot poți să deviezi de la traiectorie. Și atenție, în mers, nu pune mâna pe frâna de mână, pentru că vom derapa și mai mult, cam așa. Dacă ați parcat mașina și peste noaptea ninsă, troienele din jur pot fi încălecate cu răbdare. Aplicați tehnica legănatului. Și pentru că multe incidente se întâmplă tocmai din cauza agresivității de care dau dovadă unii șoferi, sfatul meu este lăsați deoparte tensiunea când condițiile de drum și așa sunt destul de tensionate. Fiți mai tolerant cu colegii de trafic. Drum bun tuturor! Sorina Obreja, ProTV.